Uite că Dragomir, declarați-mi. Va avea o activitate măcar cât am stat eu la Liga Profesionistă de Fotbal, îi doresc să stea și el. Am stat destul. Las în urma mea o ligă frumoasă. Îi las mobila lui Ceaușescu, biroul meu. Și așa a fost el prieten cu Nicu. Las din punct de vedere financiar la un nivel extraordinar de mare. Sunt bucuros că în locul meu a venit un om de fotbal și un profesionist. Am fost bătut, după cum știți, și pe valoarea lui, dar și pe valoarea politică. S-au implicat puternic aseară, astăzi și alalte. Domnilor, eu nemai fiind un politic și ne fiind prieten, așa cum au declarat oamenii politici cu domnul Ioru Crescu, au fost mai tari ca mine. N-am decât domnului Ioru Crescu să-i doresc succes. Ioru Crescu să-i doresc succes. Să fie sănătos. Să ține liga așa cum am ținut-o eu, cel puțin din vedere financiar, iar dumneavoastră vă doresc să aveți cât mai mult succes și cât mai multe bucurii în dialogurile cu dânsul, să fim sănătoși cu toții. Domnule, război mediatic în ceea ce îl privește pe Gino Iorgulescu nu o să fie niciodată, ca să fie foarte clar. Deci rețineți, să nu vă așteptați de la mine că îl voi ataca pe Gino Iorgulescu. Pentru că eu sunt născut la țară, dar sunt un gentleman și nu pot pe un om care a concurat cu mine să-l defăimez. În primul rând, nu știu ceva urât despre el și chiar dacă aș ști, dacă m-am frânt, ce demnitate am eu să mă apuc să dau într-un câștigător. Eu sunt un înfrânt, mă duc la afacerile fiului meu, să vedem ce Dumnezeu să fac. S-ar putea să mă duc la un post de televiziune, să văd. Că... Nu. Am solicitări din partea a două cluburi mari de tot din această țară, dar nu mă voi duce la club pentru că, să nu se supere nimeni, eu am fost vultur și nu pot să mai fiu iar, să nu zic cioară, porumbel. Poftim. Și mă mai gândesc asupra, dar voi sprijini pe cine cred eu de cuvință la timpul respectiv atunci. Domnilor, știți care este problema? Nepoții mei, nevasta mea, au nevoie de mine. Prea mult am fost plecat de acasă. Nepoții mei au fost bolnavi în spital, n-am fost să-i văd. Când ați simțit că puteți pierde? Niciodată. Niciodată. Chiar dacă... Nici astăzi? Vorbeați despre cluburile puternice că v-au făcut ofertă. Din câte știu noi, cluburile puternice nu v-au susținut. N-ați avut niciun club puternic de partea. Dumneavoastră sunteți greșit informat. Eu știu sigur cine n-a votat. Niciun fel de problemă. N-au votat curvele. N-au votat curvele astea pe care eu i-am ajutat cel mai mult în decursul anilor. O să vedeți, o să vă dau toate detaliile când mă duc la un post de televiziune. Nu o să mă duc până nu iau o emisiune la un post de televiziune care mi-a dat mulți bani. Adunarea generală, le mulțumesc foarte mult adunării generale, pentru că au propus să primesc 10 salarii și deci mi-au dat o pensie viageră, să zic așa, dacă îi pun la cec, da, 150.000 de euro. Dacă îi pun la cec, voi trăi până la adânci bătrânețe din acești bani, cu toate că eu o să muncesc, o să auziți de mine, pentru că sunt încă foarte, foarte tânăr, rețineți ce vă spun, din toate punctele de vedere. Și nu mă las până
nu-mi însor nepoții și să văd strănepoții mari. O să vedeți. Am o genă foarte, am moștenirea genetică foarte bună. Atât îmi pare rău că am avut un program foarte bun, dar n-a contat deloc, pentru că influența politică a fost majoră și felicit și pe cei politici că au câștigat. Au vrut să pună mâna pe fotbal, l-au pus. Domnilor, aș fi foarte prost diplomat să mă apuc acum să vorbesc eu urât despre domnul Ponta, despre domnul Dragnea. Înseamnă că eu am fost politician două legislaturi degeaba. N-aș fi Dragomir. Îi felicit pentru modul cum au lucrat. Asta pot să fac. Și mai mult, nu mă întrebați, că nu vă dau absolut niciun răspuns. Sunt atât de deștept încât să parez aceste întrebări. Sunt supărat. Pe o parte din presă care a mințit, da, Dane, și pe tine că ai mințit niște lucruri, mă așteptam să mă fi sunat, să fi scris adevărul, măcar adevărul. Chiar dacă mă înjuri, dar jos acolo mai spui și adevărul despre un om care a muncit o viață și nu v-a refuzat niciodată. De asta îmi pare rău. Dar vă voi răspunde la fel prin postul de televiziune unde o să mă duc. Dacă mă duc. Poftim? Dar între cei 11 6 curve. Bătrâne, da. Domnul Ștefan vă reproșea că nu, domnule, țineți minte ce vă spun. Ștefan a fost cel mai fair play dintre toți. A spus că votează cu Gino. A făcut lobby pentru Gino. Și nu mi-a ascuns. Dar au fost alții care au jurat pe copii, pe Biblie, pe așa mai departe. Și au dat o cotită. Dar ascultați-mă, așa este în viață, oameni buni. Nu trebuie să... Eu de ce să... Pentru ce să mă supăr? N-am stat, mă, oameni buni, destul. Pe care dintre vorbesteți? Da, a fost secret votul sau... Secret. A fost vot secret. Da, ți-a place să zicem despre ce probleme. Vai de mine, și dracu, știu tot ce s-a întâmplat acolo. Tot cu lux de amănunte. Mergeți la federație să candidați sau să face Liga Profesionistă la Liga 2? Doamne, nu știu. Nu știu. S-ar putea să-i ajut, poate, pe cei din Liga 2 să facă și să le aduc niște drepturi de televiziune mari, să concureze chiar cu Liga 1. Am multe în mintea mea. Ce se va întâmpla la următoarea licitație de drepturi? La următoarea licitație de? Drepturi TV. Nu va fi nicio licitație, domnule. Eu îl voi ajuta pe Gino Iorgulescu, reține ce vă spun. Eu nu pun bețe în roate cluburilor de fotbal, ca să fie clar. Pentru că nu m-am născut președinte la Ligă și nici nu o să mor președinte la Ligă. Am stat destul, am făcut destul, mi-ajunge. O să văd ce fac în viața asta mea. Am atâtea de făcut pentru copii și pentru nepoți. Dar rămâneți în fotbal. Care e cea mai mare greșeală pe care ați făcut-o? Am multe, iubitule, dacă m-a apucat încrederea în oameni. Cea mai mare greșeală, încrederea în oameni. Prietenia nu există, asta nu mai interes. Mi s-a reușit să vă spun că aveți doi oameni pentru care băgați până în foc. Da, și acei oameni... Porumboiu și Nicolae. Nu, Porumboiu nu. Porumboiu a votat împotrivă, dar... Da, nu știu celălalt cum a votat, dar de Porumboiu știu sigur că a votat, omul lui a votat împotrivă. Steaua bine, împotrivă. Chiar l-am rugat înainte să voteze împotriva mea pe Gigi. Nu vroiam să câștig la Ligă prin votul lui Gigi. Mai bine muream decât să fie votul lui Gigi câștigător. Dar odată v-a ajutat. Niciodată nu m-a ajutat, reține ce spun. E mâncător de rahat, dar niciodată nu m-a ajutat. Domnule Dragomir, au fost federații care au fost dezafiliate de FIFA pentru că s-a indicat politicul. Există vreo problemă din acest punct de vedere și pentru... Domnule, eu n-am să reclam nici la FIFA, nici la UEFA, nu reclam nici federația, nici pe nouul președinte, în care îl felicit încă o dată. E om de fotbal. Ce ați fi vrut, să vină altcineva?
Foarte bine. Îl voi sprijini, rețineți ce vă spun. Îl voi sprijini, iar eu vă spun că proiectul drepturilor de televiziune îl voi da lui Gino. Cu banii la jumătate. Nu. Și Gino acestui proiect va lua peste 34 de milioane de euro. Și nu de la cel care i-a făcut propunerea, adică de la Sârbu, că Sârbu i-a făcut această propunere lui Gino, și din altă parte, dintr-o societate comunitară, cu banul care dă garanții și așa mai departe. Pe an 34 de milioane, peste 34 de milioane plus un milion Cupa României. Nu Cupa Ligii. Pe sezon, da. Mai mult. Nu, e mai mult cu un milion decât ăsta, plus un milion Cupa Ligii. Era cu 2 milioane 600.000 mai mult pe an. Da, domn președinte, Adrian Sârbu pentru ce televiziune va avea TV sau alt canal? Adrian Sârbu a stat de vorbă și cu mine și cu cu Gino. Are un proiect, el le-a mai prălit un milion, are să ne dea un milion, acum trebuie să ne dea 1.700.000, că sau deci mai... Da. Da. Dar poate să câștige și el. Adrian Sârbu este un tip foarte deștept, care s-ar putea, dacă dă mai mult de 36 de milioane pe an, plus 25% din publicitate, camera am adus eu, plus Cupa Ligii încă un milion, poate să câștige drepturile de televiziune. Pentru că aici, încă o dată, da, eu vă spun, îl voi sprijini pe Gino Iorgulescu, voi sprijini cluburile, pentru că eu fac parte din familia asta, rețineți. Ați fi de acord să fiți vicepreședinte la Nu. Onorific. Președinte de onoare o să fiu. Nu vă teme. O să fiu, dar nu mă tentează nici aia. Dom'le, normal în 30 de zile, dar cred că mâine sau poimâine predau tot și... Băi, eu sunt amic cu Gino Iorgulescu, ce Dumnezeu! Domn Dragomir, nici așa nu trebuie să se bucură după vorbirea asta? Cred că se matolește puțin, se îmbată, dar mă rog, e treaba lui. Vă veți pierde din prieteni mulți? Nu. Băi, eu sunt un tip jovial, un tip prietenos, țineți minte ce vă spun. N-are cu cine să mă dușmănească. Voi nu vedeți, eu vorbesc la superlativ de toată lumea. Așa mă, o curățesc și eu vorbesc la superlativ de ei, nu vezi? Și să... Ăsta e caracterul meu, voi, fraților. Ce să mă apuc? Ce să mă apuc? Să bălăcăresc cu oamenii politici? Păi ce minte aș avea eu? V-a așteptat înăuntru, că l-am dat amigau în panică, zic, cum să mă cer, domnule, eu sunt un om civilizat. Gino este la fel de civilizat. Cum să ne certăm? E posibil așa ceva? Totuși un precedent, implicarea politicului în astfel de decizii importante. Nu v-a deranjat întâlnirea de aseară? Chiar cu seara. Domnișoară, și dacă m-a deranjat, sunt așa de mic, iar ei sunt așa de tari, încât dacă mai vorbesc câte ceva și supăr, mi-e frică că pățesc ca Școndescu. Mai bine merg pe blat, fraților, că voi vedeți că viața e scumpă, e grea. Ce dosare să am eu, mă, fratele meu? Sunteți nebun la cap. S-a făcut presiuni și la adresa noastră? Băi, la mine nu face nimeni presiuni, bă, face nevastă mea. Presiune să vin de vreme acasă, să plimb nepoții, dar... Altceva nu face nimeni presiune. De ce să facă presiune asupra? Eu încalc legile țării? Sunteți nebuni? Când publicați cartea aceea pe care spuneați că o despublicați? Acum, iubiților, nu. Mă reapuc de scris, o reîmprospătez și dacă, uite aici, fac un pariu cu voi, dacă nu vând un milion de exemplare, să-mi ziceți că Mitică Dragomir este unul din fraierii care a fost a trăit pe acest pământ. Pentru că eu sunt o enciclopedie, mă, oameni, indiferent ce spuneți voi mie, eu sunt o poveste. Nu, mami, cine se opre asta? Asta o spune Gino. Iubitule, nu mai sunt eu președinte, este Gino, programul de aici înainte îl face Gino. Ce pot să spun eu? Ce am făcut până acum?
Și gata. Domnule, cu tot respectul, aveți un discurs al unui om care, vă voi cita, cum dumneavoastră să citești, că lui s-a trecut Batista prin mână. Nu. Iubitule, eu am fost toată viața, rețineți, mai puțin o perioadă mică, ca un șarpe care i-a tras Batista prin gură, să știi. Am avut gura mare, dar n-am avut venin. Reține. N-am avut venin. Și asta e un lucru extraordinar pentru un conducător. Să nu uitați că am 42 de ani de când sunt președinte. Ia ajunge, fraților. Vă doresc să vii sănătoși. Familiile voastre sănătoase. Domnule președinte, ultimul lucru pe care vreau să mă întreb. Regretați faptul că acum 13 ani, când ați reclamat blatul Ceahlăului Dinamo, nu ați mers mai departe, pentru că astăzi domnul Ștefan n-ar mai fi fost probabil în situația de a sprijini sau de a sprijini contracandidatul dumneavoastră. Doamne, dacă eu aș vorbi urât de Ștefan acum, știu, da, ce crezi dumneata care zice lumea că am eu caracter? Ce caracter ar zice eu? Dumnezeu Ștefan pe față mi-a spus că nu mă votează și nu m-a votat. Cum să vorbesc cu urât de Ștefan, domn? Nu, dar dacă vă duceați până la capăt... Dă-i la alți vorbesc, din care au venit și mi-au jurat și au făcut timber. Asta o să vedeți, o să auziți. Cum am votat Dinamo, domnule președinte, că a spus de Steaua? Dinamo cum am votat? Ghici! Ghici, n-auzi! E posibil să mai candidat o dată la legile viitoare? Nu, iubiților, tati. Am avut o perioadă frumoasă, am fost 8 ani vicepreședinte de comisie parlamentară, am fost 8 ani parlamentar, am făcut o lege organică la care comunitatea europeană, rețineți, m-a felicitat și a luat exemplu, fac și ei după mine, a fost apreciată de Europa. Am fost la Ligă, uite, v-am făcut unde să stați în Văcloho, să beți o cafea, să mâncați un sandwich și așa mai departe. Poftim? Nu știu dacă mă mai duc la meci, că nu știu dacă mă mai ia Ion Nicolae, îți dai seama. Sau nu știu dacă Mircea Sandu mai îndă bilete în Grecia. Îți dai seama că e în stare să nu mai îndă. Și atunci, poftim? Da. Ion Nicolae mi este prieten de o viață, chiar dacă ar fi votat împotriva mea, mă ia în avion. Dar, băi, oameni buni, știi ce mi-au nevasta? Cum mă pun undeva să mă liniștesc? Să știi că stresul la vârsta mea cauzează sănătății. S-a scuzat un prieten că trebuie să voteze împotriva dumneavoastră? Da. Ce? Da. Îi știați înainte pe cei care vă trădeați să altă dimineață? Nu, dar au venit doi care au spus că, doamne, dacă nu votez, rămân fără servici. Deci e vorba de presiuni politice? Dumitru Dragomir, Gino Iorgulescu este, reamintesc, noul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Comentarii.